Cum ar fi dacă ai putea să-ți schimbi toată mobila din casa pe care tocmai ți-ai cumpărat-o pe Roblox Brookhaven? Hudinașilor, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările și aparent m-a furat cineva cu tuba. Dar frate, cum ar fi să poți să faci toate nebuniile astea? O să mă duc să îmi cumpăr o casă, punem viteza 45 și o să mă duc aici undeva în partea de sus. Pentru că mie mi s-ar părea super tare să poți să faci asta și e posibil să apară într-un update viitor. Așadar o să cumpăr de aici o casă, nu prea contează casa, de exemplu o să o iau pe asta, așteptăm să se încarce puțin Tel casa, după care o să dau să schimb culoarea. Ok, gata, putem să o facem de exemplu roșie și se schimbă culoarea roșie. Cum ar fi de exemplu să poți să faci asta și în interiorul casei, să-ți schimbi canapeaua, să-ți schimbi mobila de bucătărie, să-ți schimbi masa, să-ți pui altfel de scaune, să îți pui un alt șemineu sau alte nebunii, de exemplu să-ți pui alte paturi. În momentul de față avem aceste variante, deci putem să adăugăm mobilă, însă această mobilă este exclusiv pentru bebeluși. Apar toate chestiile astea, cum ar fi jucăriile, cum ar fi pătuțul pentru bebeluși, poți chiar să pui și un bebeluș aici în pătuț. De asemenea avem și un scaun special pentru bebeluși aici, unde putem să punem un bebeluș, frate, fie că vrem să fie băiat, fie că vrem să fie fată, putem să punem orice bebeluș vrem noi și chiar putem să îi facem și baie bebelușului. O să mă duc să caut baia, probabil ar trebui să fie undeva aici. Ba nu, aici este doar dormitorul. Unde e baia, frate? Posibil să fie aici, da. Și de exemplu putem să punem bebelușul să îl spălăm. Dar toate lucrurile astea ar fi mult mai interesante dacă le-ai putea personaliza, nu? Să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți, însă mie mi-ar plăcea de minune. Cum ar fi de exemplu să-mi pun un televizor și mai mare cât tot peretele, frate. Hai să vedem dacă putem să facem asta. Oare cum ar fi, frate, să poți să faci asta? Deci efectiv să selectezi această canapea și să o faci altă culoare. Ia să ne gândim noi ce culoare am putea să o facem. Cred că ar fi destul de interesant să o facem un gri mai închis sau poate chiar roșie. Cât de tare ar fi, frate. Sau poate să o facem de exemplu galbenă. Băi, nu s-ar potrivi mai tare de exemplu dacă ar fi canapeaua asta galbenă? Serios, dacă nu, ar fi un update foarte șmecher. Sau de exemplu poate te-ai răzgândit și vrei să o faci altă culoare. Nu știu, de exemplu, poate vrei să o faci albastră, bro. Ba, un albastru din ăsta turbat sau poate un albastru mai deschis, așa un cian. Zic eu că arată foarte șmecher. Și televizorul, de exemplu, nu știu, te gândești, băi frate, poate aș vrea ca acest televizor să nu mai fie negru, nu știu, vreau să mi-l pictez portocaliu, de exemplu. Opa, ce s-a întâmplat? S-a transformat acest TV, frate? Televizorul acum e portocaliu. Ok, îl putem face înapoi negru. Sau poate, de exemplu, ai vrea să-l faci să fie mai mare. Hai să-l facem puțin tel mai mare. Ceva de genul ăsta. Ia stai să ne gândim. Cred că am putea să-l facem și mai gigantic, bro. Un pic așa mai mare, după care îl dăm puțin tel mai în față și trebuie să-l încadrăm mai bine pe perete. Zic eu că e destul de bine așa, adică nu e nici prea mare, nici prea mic. Mamă, nice, super tare. Am putea, de exemplu, să mai schimbăm culoarea frigiderului. Hai să ne gândim, putem să-l facem, uite așa, să semene cu canalul
canapeaua, da? O să-i dăm de exemplu aceeași culoare și avem acum un frigider mai albastru, așa cian. După care hai să ne gândim ce să mai schimbăm. Culoarea cuptorului cu microunde, bro. Am putea să-l facem roșu cuptorul cu microunde. Am mai putea de exemplu să schimbăm și mașinile de spălat, să le facem, ce culoare să ne gândim, poate să le facem roz. Cât de tare arată, frate. Pe bune, mașini de spălat roz, bro. Mamă, arată demențial, ca să fiu sincer. Băi, și cuptorul. Am putea să facem cuptorul, de exemplu, culoarea... ia să alegem o culoare, culoarea galbenă, poate. O să avem un cuptor galben. Am putea să schimbăm, de exemplu, și planta, să o facem portocalie. Ia uite cum arată planta acum. Așa, portocalie. Băi, cred că este super, super interesant să poți să faci toate aceste schimbări. Și, de exemplu, ar fi tare ca să poți să schimb și culoarea scaunelor. Cred că mi-ar plăcea de minune. Adică să poți să pui tu ce scaun vrei tu sau să schimbi culoarea, cred că ar fi demențial. Hai să încercăm prima dată să vedem dacă putem să-i schimbăm culoarea. De exemplu, să-l facem maro. Da, băi, super, super tare. Poate, de exemplu, scaunul ăsta ai vrea să-l ștergi și să pui alt scaun. Am putea să punem, de exemplu, scaunul ăsta de gaming. Cred că ar fi super, super amuzant. Ia să vedem, să-l mai mutăm puțin, îl punem încoace și îl rotim, frate, să fie exact ca și scaunele celelalte. Zic eu că arată destul de amuzant. Deci acum avem la masă un scaun de gaming alături de celelalte scaune și eventual am mai putea să-i mai schimbăm și culoarea scaunului acesta. Ia să vedem. Este acesta și hai să-l facem verde. Cât de tare arată, cât de șmecher ar fi să poți să îți customizezi casa exact așa cum ai vrea tu. Cel mai probabil toate casele din Brookhaven ar arăta diferit, frate. Ar arăta cu totul altfel. Oare aș putea, de exemplu, să-i schimb culoarea și la acest jacuzzi? Cred că ar fi super interesant, nu știu, să fac jacuzziul. Ia să ne gândim noi, să-l facem un mov ceva. Da, bă, ia uitați-vă cum arată, frate, un jacuzzi mov. Zic eu că este super, super interesant. Și poate ar fi interesant, de exemplu, și să poți să schimbi culoarea casei cu totul. Adică ați văzut că în momentul de față poți să schimbi culoarea casei, însă se schimbă doar în anumite locuri. Cum ar fi, de exemplu, să poți să selectezi întreaga casă și să o faci, de exemplu, roșie. Ca și cum ar fi o casă banată. Mamă, cred că ar fi insane. Ia uitați-vă și voi cum arată toată casa. Acum toată casa, mă rog, aproximativ toată, este roșie, frate. Paturile sunt roșii. Holy mama, arată demențial. Hai să vedem, de exemplu, dacă putem să mergem la un pat și să-i schimbăm culoarea. Ia să vedem patul acesta, da? Hai să căutăm patul și să vedem dacă putem să îi schimbăm culoarea. Și mă gândeam să facem patul, ia să vedem, poate să-l facem un vișiniu. Ia uite, bă. Da, bă, arată super, super nice. Deși pare ca și cum ar fi mai mult un mov așa închis. Hai să-i facem altă culoare, de exemplu maro. Ia să vedem. Mamă, cât de tare ar fi să poți să îți alegi tu culoarea la pat. Poate vrei să ți-l faci roz, de exemplu. Arată demențial. Chiar îmi place. Și poate, de exemplu, ai vrea să schimbi și canapeaua asta, să o faci tot așa roz, ca să se potrivească. Zbang, și acum avem două chestii roz în această cameră. Și poate te-ai gândit, de exemplu, băi, și calculatorul aș vrea să fie roz pentru că este o cameră de fete. Nu e nicio problemă, pentru că o să facem și asta. Deci o să selectăm computerul și zbang, l-am făcut roz. Acum tot calculatorul este roz.
împreună cu masa, tastatura, mă rog, se mai văd doar tastele și mouse-ul e roz, frate. Cât de șmecher ar fi să poți să îți personalizezi tot ce vrei tu în casă. Chiar mi-ar plăcea să se introducă update-ul acesta, cred că ar fi un update demențial să poți să faci toate nebuniile acelea. Hudinașilor, cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!